Bună seara, sunt Soada Carcuchi și vă prezint jurnalul de noapte. Iată câteva subiecte. Sfârșit cumplit pentru un bărbat de 65 de ani din Orhei. Acesta a fost strivit de motocultorul pe care îl conducea după ce a căzut de pe un pod. Palatul de cultură al sindicatelor din sectorul Rășcane a început să fie demolat. Clădirea cu 3 etaje este dată jos pentru ca în loc să fie ridicat un magazin Kaufland. Imagini de groază vin din Canada. O camionetă a intrat în mulțime la Toronto și a ucis 10 oameni, 15 sunt răniți. Praf și zgomot asurzitor în sectorul Rășcane al capitalei, unde a început demolarea Palatului de Cultură al sindicatelor. În locul gigantului sovietic va fi ridicat un hipermarket al rețelei germane Kaufland. Zona a fost îngrădită, iar oamenii s-au arătat nemulțumiți de ce se întâmplă. Zona este îngrădită, însă praful plutește prin tot sectorul. Autospecialele rup bucată cu bucată din clădire, astfel ca din Palatul de Cultură al sindicatelor să nu mai rămână nimic. O mulțime de oameni s-a adunat în jurul construcției distruse ca să vadă ce se întâmplă. Mulți s-au arătat indignați de demolarea clădirii, spunând că este o moștenire din perioada sovietică și ar trebui păstrată. Ce o să fie? Nu știm, se spune că ceva o să fie un supermarket, dar la cine mai trebuie atâtea? Foarte bine că ați venit să vedeți ce mizerii se face peste tot, ce s-a distrus, ce s-a pus. Palatul s-a demolat și care problemă? Foarte bine. Cred că va fi construit ceva modern. Возмущён, это послушайте. Это был дворец профсоюзов. Значит, кто-то оплатил через примарию, купил себе земли. Толку, пока не сменится власть, ничего не нужно. Eu cred că asta e o prostie mare. E o greșeală mare. Asta o trebuie să lese pentru copiii noștri și așa mai departe, pentru tineret. Da, am auzit un hipermarket, dar ne pare că noi avem atâtea hipermarketuri în oraș. Că pentru orașul ăsta... Ne ajunge. Pe fațada clădirii se află un mozaic care este un obiect de patrimoniu și trebuie să fie păstrat, spun cei de la Ministerul Culturii, care sunt revoltați că primăria nu i-a anunțat despre demolare. Este un mozaic cu statut separat de protecție, statut de monument de artă. Am informat agentul economic ce urmează să întreprindă ca să respecte prisma legală. Potrivit lui Ștefăniță, dacă acest mozaic va fi distrus, agentul economic riscă să fie amendat. Palatul de Cultură al sindicatelor a fost subiectul unei investigații al celor de la Rise. Jurnaliștii au scris că imobilul care ar fi avut tranzacții cu firme asociate lui Lanșor a ajuns la Vlad Plahotniuc și a fost vândut la pachet cu fostă cafenea Guguță, deținută de compania Finpar Invest, atribuită Democratului. Actualul proprietar al clădirii Regata Imobiliare a obținut acordul primăriei pentru demolare. Un bărbat de 65 de ani din Orhei a murit aseară după ce a căzut de pe un pod cu motocultorul pe care îl conducea. Potrivit poliției, tragedia a avut loc în satul Voroteț. Utilajul agricol ar fi ajuns cu una dintre roți pe marginea podului și s-a prăbușit în gol de la o înălțime de peste 2 metri. Bărbatul a fost strivit de vehicul și s-a stins pe loc. Cazul este cercetat de Inspectoratul de Poliție din Orhei. Un hotel de lux și 2 clădiri ultramoderne cu până la 20 de etaje vor fi ridicate lângă molul de la Botanica. Aici va fi un parcovcă podzemnă, serioasă construcție pe cătlovanul. Aici este peripat 15 metri. Cătlovanul creplion 3 raze. Edificiile vor fi unite cu centrul comercial de câteva pasaje comune. Imediat la știri aflați mai multe despre acest proiect și când se vor încheia lucrările. La mijloc de aprilie ne așteaptă temperaturi ca în miez de vară. Pentru joi, meteorologii anunță vreme bună de mers la plajă. Vor fi 29 de grade la sud, iar la Chișinău 28. Vineri însă va ploua. Vremea posomorâtă se va menține și sâmbătă. De duminică se încălzește din nou, astfel că vom avea până la 28 de grade. Potrivit site-urilor meteo internaționale, și luna mai începe cu zile călduroase. De la 1 septembrie, șoferii din stânga Nistrului vor putea călători liber în străinătate. Un acord semnat astăzi între Chișinău și Tiraspol prevede că pentru ei vor fi emise plăcuțe neutre. Experții cred că prin această înțelegere, Republica Moldova face un pas mare înapoi în calitate de stat suveran. Totodată, modificările fac loc pentru evitarea regimului de import de automobile. Potrivit acordului semnat astăzi la Tighina de către negociatorii șefi din partea Chișinăului și Tiraspolului, mașinile vor avea plăcuțe auto neutre.
cu numere de înmatriculare formată din 3 litere și 3 cifre și un pașaport tehnic conform cerințelor Convenției de la Viena privind circulația internațională. Decizia vizează doar persoanele fizice. Un autovehicul nu va putea avea în același timp un număr neutru și unul transnistrean. Plăcuțele neutre vor fi eliberate din 1 septembrie 2018 la două centre de la Tiraspol și Râbnița deschise cu asistența OSCE. Experții văd în această schimbare o legiferare a regimului. Ceea ce de fapt nu reprezintă o integrare propriu-zisă, o reapropiere sau o reîntregire, ci mai curând o legiferare a unui mecanism separat, a unui statut separat. Potrivit experților, noul mecanism creează premize noi pentru evitarea regimului de import de automobile. Va apărea un val nou de interes pentru a ocoli regimul fiscal oficial de la Chișinău și a exploata automobile prin teritoriul transnistrean. Și nu este vorba doar de evaziune fiscală, este vorba de abordare, iarăși, la nivel național. Misiunea OSCE la Chișinău precizează într-un comunicat de presă că acest acord va aduce beneficii oamenilor de pe ambele maluri ale Nistrului și va avansa procesul de reglementare transnistreană. Nu am putut obține o reacție de la viceprim-ministrul pentru reintegrare, Cristina Lesnic. Purtătorul de cuvânt al PD, partid care a înaintat-o pe Lesnic la funcția de vicepremier, susține că acest acord va apropia cele două maluri. Nu este vorba de recunoașterea unui regim, fiindcă normă protocolară nu presupune un tratat internațional care să fie ulterior ratificat de către Parlamentul Republicii Moldova. Este un dialog în contextul reconcilierii celor două maluri. În comunicatul celor de la reintegrare se mai spune că mecanismul reprezintă un angajament luat în urma reuniunii în formatul 5+2 de la Viena din noiembrie 2017. În același comunicat se mai spune că în urma negocierilor a fost restabilit accesul agricultorilor din raionul Dubăsari la terenurile situate după traseul Tiraspol-Râbnița. Va fi posibil pentru următorii 20 de ani cu eliberarea certificatelor necesare pentru prelucrarea pământului. Din anul 2014, proprietarii nu au mai avut acces la terenurile lor. Silvia Radu a fost înregistrată în curs electorală pentru Chișinău. Ea candidează independent și va fi a 11-a în buletinul de vot. Acum Radu ar urma să-și dea demisia și să numească la cârma primăriei unul dintre viceprimari. Din cei 13 candidați care au depus dosarele la Consiliul de Circumscripție Chișinău, Andrei Munteanu de la Partidul Societății Progresiste mai așteaptă încă să fie înregistrat. Liderul formațiunii, Andrei Livadaru, susține că afla din presă despre faptul că partidul său are un candidat la localele din Chișinău. În replică, Munteanu spune că în următoarele zile va organiza o conferință de presă la acest subiect. Inițiativele vin cu nemiluită în campanie electorală. Astăzi, liberalul Valeriu Munteanu a spus că aeroportul Chișinău ar trebui să ajungă în posesia primăriei și că dacă va fi ales, va face tot posibilul să realizeze acest lucru. Munteanu însă n-a putut să explice cum va face asta în condițiile în care aeroportul a fost concesionat pentru 49 de ani. Acolo existau indicații foarte clare când, cum și în ce condiții trebuie investite primul milion de euro, cel de-al doilea, cel de-al 40-lea. Vreau să vină guvernul și să comunice, ori în 5 ani de zile nu au făcut acest raport. Valeriu Munteanu susține că dacă va ajunge primar va face așa încât primăria Chișinău să devină acționar majoritar al aeroportului și să anuleze contractul de concesiune. Există hotărârea de guvern cu privire la modul de transmitere a bunurilor în proprietatea publică. Voi iniția modificarea acestei hotărâri de guvern și o voi transmite celor care au drept de inițiativă legislativă. Munteanu nu ne-a spus de ce deputații PL care au drept de inițiativă legislativă nu fac asta acum și nici nu a precizat cu ce l-ar ajuta funcția de primar să se ocupe de aeroport. Aeroportul Chișinău ne-a fost furat. A devenit o mașină de făcut bani și de obținut favoruri politice pentru sistemul oligarhic al binomului Plahotniuc-Dodon. Purtătorul de cuvânt al democraților Vitalie Gamorar spune că Munteanu se promovează aducând acuzații liderului PD Vlad Plahotniuc, iar președintele țării nu a reacționat. În mai 2013, aeroportul a fost concesionat pentru 49 de ani compania AV Invest. Un an mai târziu, firma a ajuns să fie condusă de Ilan Șor, cel care ulterior a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare în dosarul fraudei bancare. El se declară nevinovat și încă nu a ajuns la pușcărie, așteptând o sentință finală. Pentru
funcția de primar de Chișinău luptă 13 candidați. PPD l-a înaintat pe Andrei Năstase, PSLM pe Ion Ceban, Liberalii pe Valeriu Munteanu, Partidul Șor pe Regina Apostolova, Partidul Democrația Acasă pe Vasile Costiuc. Casa Noastră Moldova merge în alegeri cu Alexandru Roșco, Partidul Societății Progresiste cu Andrei Munteanu. Maxim Brăilă va reprezenta Partidul Popular, Partidul Verde Ecologist l-a desemnat pe Victor Strătilă, Constantin Codreanu e candidatul PUN, Alexandra Can al PNL, Alexandru Muțu reprezintă Partidul Rusoslavean, iar Silvia Radu va candida independent. Alegerile locale în Chișinău vor avea loc pe 20 mai după ce Dorin Chirtoacă și-a dat demisia. Următorul primar se va afla în funcție timp de un an. Partidul Democrat încă nu a decis pe cine va susține la alegerile locale din Chișinău, însă neagă că Silvia Radu este candidatul PD. Democrații speră că până la sfârșitul campaniei electorale, unii concurenți să renunțe în favoarea unui candidat comun al forțelor de dreapta care are mai multe șanse. Considerăm că încă nu este târziu ca unii din cei care și-au înaintat candidaturile pentru campania electorală pentru municipiul Chișinău să-și retragă candidaturile în folosul celor care au cele mai mari posibilități. Vitale Gămurar însă nu a dat numele candidaților care ar trebui să renunțe și nici nu a spus cine este cel cu mai multe șanse. El a vorbit însă despre un sondaj realizat la comanda PD, fără a preciza ce arată acesta. Probabil că după 20 mai unele partidele politice să se trezească cu situații destul de neplăcute pentru ei atunci când vor fi taxați de locuitorii municipiului Chișinău. Taxarea ar putea însemna inclusiv invalidarea scrutinului din cauza prezenței scăzute la vot. A lăsat să se înțeleagă Gămurari. Noi am avut o situație când la alegerile municipale n-a fost quorum acum 10 ani. Poate fi și un asemenea rezultat. În anul 2005, la Chișinău, au fost organizate alegeri noi, după ce primarul de atunci, Serafim Urechean, a demisionat din funcție înainte de termen, fiind ales deputat în Parlament. Au fost însă nereușite din cauza prezenței reduse la vot. La începutul lunii martie, Vlad Plahotniuc anunța că PD nu va înainta un candidat la localele din Chișinău, ci că va susține unul comun al forțelor de dreapta. Atunci, PPDA, PAS și PL susțineau că nu vor negocia cu democrații. Ceea ce urma să fie o parcare se va transforma într-un hotel de lux și două clădiri ultramoderne cu până la 20 de etaje. Acestea vor fi ridicate lângă molul de la Botanica. Edificiile vor fi unite cu centrul comercial de câteva pasaje comune. Construcțiile în care turcii vor investi peste 60 de milioane de dolari ar putea fi date în exploatare în doar un an. Acum, în locul respectiv, se lucrează la o parcare. С правой стороны от него будут находиться гостиница на 6 этажей там с партером, а сзади него вот одно здание, оно имеет 14-16 этажей, второе имеет 18-20 этажей. Они разорваны, но это вот два здания, одно. Acum, lângă molul de pe strada Arborilor, pe un teren de peste un hectar, se întinde un șantier înconjurat de un gard. Deși trecătorii nu pot vedea ce se întâmplă dincolo, pot citi că aici se construiește o parcare, iar lucrările începute în noiembrie anul trecut se vor încheia în septembrie. Autorii proiectului sunt angajați ai unei companii din Turcia. Aici va fi въезд вниз в парковку подземную, серьезные конструкции по котловану. Здесь перепад 15 метров. Котлован укреплен 3 раза. Lucrările de construcție a parcării cu două nivele sunt în toi. Autorii proiectului ne-au spus că după ce va fi dat în exploatare, acesta va fi de fapt fundamentul unui hotel cu 7 nivele care va fi cuplat cu molul. Iar alături vor fi ridicate și două clădiri pentru oficii care vor avea până la 20 de etaje. Arhitectul Gheorghe Țelepeș, care a lucrat la realizarea proiectului, spune că aceste construcții vor fi lipite de mol și că toate clădirile vor fi unite între ele. Так и делать, что вокруг больших зданий, молов, еще существует офисный, гостиничный комплекс, и все это соединяется вместе в один объект. Да. У сфи ресторант, între мол и официи, у сфи ресторант на гостини, на хотел. Hotelul se anunța a fi unul de lux. Гостиницу мы сделали по правилам Редисон. Он должен прийти Редисон и сказать: Deși au preconizat că parcarea să fie gata la toamnă, autorii proiectului spun că într-o lună ar putea începe în paralel construcția hotelului și a blocurilor de oficii, dar pentru acestea încă nu au obținut autorizație. Мы в полную силу как бы проектируем вот это все, что будет находиться уже выше.
и собираем документы для того, чтобы получить разрешение на строительство уже выше нуля. Șeful Direcției Municipale Arhitectură ne-a confirmat că parcarea se construiește legal și că cel mai probabil autorii proiectului vor avea permisiunea de a-și continua lucrările așa cum au planificat. Terenul ca atare el e privat mai mult de 60%. Și de ce nu? Ci numai cu 2-3 nivele avem nevoie. Avem nevoie și cu mai mare înălțime. Într-un an, noile construcții ar urma să fie deja date în exploatare. Noi хотим за год. Но есть заказчики, есть деньги, вложения. Пока ориентировочно год. Complexul ultramodern este proiectul unei companii din Turcia care a mai construit în capitală mall-ul de la Botanica, hotelul Radisson Blu și spitalul Medpark. Dormitoare îngrijite, mobilier nou, duș cu apă caldă și toalete curate. Vorbim nu despre un hotel de la oraș, ci despre o grădiniță de la sat. De toate acestea au parte copiii de la Gangura. Grădinița care până nu de mult arăta ca o ruină a fost reconstruită din bani oferiți de Guvernul României. Cum a fost și cum este, vedeți în detalii la știri. O camionetă a intrat în pieton pe o stradă din orașul canadian Toronto. 10 persoane au fost ucise, iar 15 au ajuns la spital. Șoferul a fugit de la fața locului, dar a fost prins la scurt timp și reținut. Acesta este un canadian de 25 de ani. Nu se știe deocamdată ce anume l-a împins să procedeze așa. Alerta s-a dat ieri la prânz într-o suburbie din nordul orașului canadian Toronto. O dubă închiriată a virat într-o intersecție aglomerată cu o viteză de peste 100 de km pe oră și a intrat pe trotuar, secerându-i pe toți care i-au stat în cale. Trotuarul era plin, întrucât cei care lucrează în zonă ieșiseră să ia masa. He just went on the sidewalk. He just started hitting everybody, man. He hit every single person on the sidewalk. Anybody in his way he would hit. The bus stop, everything got shattered. There was a lady in there that I saw. I just stopped and I looked and I went after it again. All I see is just crumbling up, one by one, one by one. Holy God, I've never seen a scene like this in my life, I swear. A urmat scenă de haos cu răniți întinși pe jos și martori care încercau să le acorde primul ajutor. And I saw there's a white truck just go to the sidewalk and so many people just shouting stop the car, but he didn't. He just keep moving and he hated some people and three people lie down there and they didn't move. Martorii au povestit că șoferul părea că încearcă să lovească cât mai mulți oameni. Old lady got hit right away because he was looking at me and then he saw that old lady and he turned left a little bit to hit the lady on the sidewalk and then he started driving down. As soon as he passed my car, he turned around, he looked at me face to face. That's why I saw he was very angry and scared. Polițiștii au găsit trupuri împrăștiate pe trotuar pe o distanță de aproape 2 km. Pentru unii dintre cei loviți, ajutorul medicilor a venit prea târziu. Șoferul a oprit mașina pe trotuar la câteva zeci de metri mai în față. În câteva imagini surprinse, imediat după atac, poate fi văzut bărbatul care aparent încearcă să-l determine pe un ofițer să-l împuște. Suspectul poate fi auzit strigând omoară-mă și am un pistol în buzunar. Polițistul îi pune într-un final cătușele bărbatului, spunându-i în același timp să stea în genunchi și să-și pună mâinile la spate. Ministrul de Securitate Publică din Canada a făcut declarații după incident, însă nu a precizat care sunt motivele atacului. Events that happened on the street behind us are horrendous, but they do not appear to be connected in any way to national security based on the information available at this time. Individul arestat a fost identificat de poliție drept Alec Minasian, un programator în vârstă de 25 de ani care studia la un colegiu din Ontario. Tânărul era cunoscut poliției, au declarat oamenii legii fără a oferi însă mai multe detalii. Incidentul a avut loc în timp ce în Toronto se desfășoară o reuniune a grupului țărilor puternic industrializate. Cuplul prezidențial francez a avut parte de o primire călduroasă la Casa Albă în prima zi a vizitei în Statele Unite. Dincolo de protocol și de impresii, analiștii se așteaptă ca întâlnirea să pună la încercare prietenia dintre Emmanuel Macron și Donald Trump. Cei doi vor discuta subiecte în privința cărora cele două state au poziții divergente, precum acordul nuclear cu Iranul.
Cerul roșu a fost întins la baza militară Andrews, la trapa avionului care i-a dus în Statele Unite pe președintele Franței și pe soția acestuia. Abia ajuns pe pământ american, Macron a vorbit despre subiectele pe care vrea să le abordeze cu omologul său american. We're very, very happy and honored to be here with my wife Brigitte at the invitation of President Trump and Melania. We'll have the opportunity to discuss a lot of bilateral issues and to discuss about our security, about trade, and a lot of multilateral issues very important for our countries and beyond. Acordul nuclear cu Iranul, situația din Siria și tarifele americane care intră în vigoare luna viitoare sunt pe agendă. Prima zi însă a fost conform programului destinată relaxării. Soții Macron alături de Donald și Melania Trump au plantat la Casa Albă un stejar adus de oaspeți dintr-o pădure franceză unde peste 9.000 de soldați americani au căzut în bătăliile Primului Război Mondial. Apoi, cele două cupluri au fost duse cu elicopterul la reședința istorică a lui George Washington, unde au luat cina. Melania Trump s-a ocupat cu mare conștiinciozitate de organizarea primului dineu de stat oferit de soțul ei. Flori delicate și materiale în nuanțe pastel au fost folosite pentru decorarea sălii. În meniu, Melania a inclus friptură de miel și orez gătit în stilul New Orleans. Astăzi, Melania Trump va găzdui primul dineu de stat la Casa Albă, iar mâine președintele Franței se va adresa Congresului American, reunit la 58 de ani de la discursul lui Charles de Gaulle în fața aleșilor americani. Liderul de la Paris este primul șef de stat pe care Trump l-a invitat într-o vizită oficială. Fotograful moldovean de la Odessa, care a fost împușcat de 6 ori pe un câmp din România, a fost externat azi dimineața. La ieșirea din spital, fotograful a stat de vorbă cu jurnaliștii, dar nu a putut spune multe, deoarece nu cunoaște nici româna, nici engleza. La o săptămână și jumătate de la incident, așa și nu este clar de la ce a izbucnit conflictul între el și cel care a tras. Înainte de a fi lăsat să plece, Vadim Malogolovencu a fost escortat de oamenii legii mai întâi la parchetul din Bistrița, după care la poliție. Vinerea trecută acesta a fost audiat, iar sâmbătă fotograful a însoțit oamenii legii în Cepari, unde a participat la reconstituire. Tânărul le-a spus astăzi jurnaliștilor români că este ok. It's okay. Yes. And you go back in, in yes. Ukraine? In Moldova. In Moldova. Mm-hmm. What were you doing here? Business? Cepari. No, tânărul a precizat că nu merge în Ucraina, unde se află soția și fetița sa de 8 ani, dar și sora, ci în Republica Moldova, țara natală, pe care a părăsit-o în urmă cu câțiva ani buni. Jurnaliștii români l-au luat la întrebări, fotograful însă nu a putut răspunde, deoarece nu cunoaște română și engleză. Why did he try to kill you? No, understand. Are you afraid for your life? Afraid, afraid. Scared. Are you scared for your life? Ți-e frică? Presa română scrie că fotograful nu va fi pus sub acuzare pentru nicio faptă penală, fiind lăsat astăzi să se întoarcă acasă. Anchetatorii spun că și în acest moment cei doi refuză să spună ce a dus la acel conflict violent, iar atacatorul nu își recunoaște vina, deși asupra sa a fost găsită arma cu care a tras în fotograf. Tot surse din anchetă spun că Vadim s-ar teme pentru viața sa, fiind foarte vigilant și în perioada petrecută la spital. Incidentul s-a produs acum aproximativ 2 săptămâni în județul Bistrița. Fotograful în vârstă de 31 de ani a fost găsit împușcat în câmp după ce amicul său a deschis focul în direcția lui, trăgând de 6 ori. Atacatorul a fugit, însă a fost prins la scurt timp în Maramureș. Copiii din comuna Gangura, Ialoveni și din alte 3 sate vecine merg la o grădiniță cum alții doar visează. Încăperi reparate, mobilier nou, dormitoare, toalete curate și chiar dușuri cu apă caldă. De toate au parte cei 130 de pici. Renovarea a fost posibilă după ce guvernul României a oferit 1,5 milioane de lei. Grădinița este singura instituție preșcolară pentru 4 state, Gangura, Alexandrovka, Mișovka și Homuteanovka. Acum fiecare grupă are bloc sanitar modern, dormitor, dar și sală de joacă. Ne dezbrăcăm, intrăm în dormitor, fiecare scolc la patul lui. Aici spălăm mânuțele cu sapun lichid,
Fiecare are șervițelul lui. Mapfal, dar avem tot. Tot visela, tot pentru felul 1, pe felul 2. Deja condiții se poate lucra. Chiar dacă unii copii fac naveta din satele vecine, părinții lor sunt mulțumiți și spun că grădinița arată așa cum au visat. Avem unde să-i lăsăm în încredere. Ne bucurăm că avem și acasă timp liber. Au și duș și au de spălat mânuțele. Paturile sunt frumoase. Natalia are două fetițe de 2 și 5 ani. Își amintește cu nostalgie că acum 25 de ani pășea pragul aceleiași grădinițe din sat. Unde este fetița mea mai mare, acolo am mers și eu. Și sunt condiții foarte bune, este dotată cu materiale necesare, cu mobilier. Pe lângă faptul că cei 130 de pici pot veni în fiecare zi la grădiniță, iar părinții lor sunt bucuroși să-i lase în astfel de condiții, 29 de săteni și-au găsit aici un loc de muncă. Utilajurile sare bun. Asta e plită electrică. Mai și tot e nouă, mai am un cuplu. În curtea grădiniței sunt mai multe blocuri, două renovate și alte câteva rămase în ruină. În 2013, una din clădiri a fost reparată din donații oferite de germani, iar în 2017 a început reparație alteia, din banii Guvernului României. Pereți distruși și ferestre putrede. Cam așa arăta grădinița înainte de renovare. Acum tencuiala a fost împrospătată, ferestrele înlocuite, iar mobilierul adaptat pentru copiii de vârstă preșcolară. Aceasta este bucătărie. Era distrusă. Grădinița acum este dotată cu de toate. Părinților le este foarte ușor. Copiii sunt în siguranță. Prin astfel de proiecte reușim să aducem tot ce înseamnă standard european mai aproape de localitățile publice. Grădinița de la Gangura a fost deschisă în 1986. Pentru reparația unui bloc, guvernul de la București a oferit 1.500.000 de lei, gestionați de Fondul de Investiții Sociale din Moldova. Până acum, românii au reparat 84 de grădinițe din diferite localități. Veste șoc pentru fanii lui Șerif, Roberto Bordin a părăsit campioana Moldovei. Anunțul a fost făcut astăzi de clubul tiraspolean. Antrenorul italian și-a dat demisia din motive familiale. Bordin a preluat echipa în toamna anului 2016 și a cucerit 2 titluri în divizia națională, dar și o cupa Moldovei. Cu tehnicianul italian la cârbă, Șerif a evoluat și în grupele Europa League. Antrenor interimar al Viespilor a devenit Victor Mihailov. Nicolae Calanci a ajuns din nou pe banca de rezerve în CSU Craiova. Fără portarul moldovean, echipa s-a pierdut meciul cu Astra, scor 0-1 și practic a ieșit din cursă pentru titlu. Erico da Silva saltă mingea acolo pentru Seto, aflat în poziție regulamentară, Takayuki Seto și gol! Astra deschide scorul în minutul 79. Japonezul Seto l-a învins pe portarul de rezervă al Craiovei Popescu cu un șut splendid de la marginea careului. După înfrângerea de aseară, oltenii ocupă locul 3 în campionatul României cu 34 de puncte. Distanța până la lidera FCSB e deja de 8 puncte. Până la finalul sezonului mai sunt 4 etape de disputat. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Eu vă spun la revedere și vă doresc o noapte liniștită.